Dumnezeu din parcursul unei zile de 24 de ore are pretenția ca cel mai mult să stai în comunicare cu El, să vorbești cu El, să vorbești cu El. Cu cine vorbești cel mai mult? Cu computerul tău? Cu Siri? Cu cine vorbești cel mai mult? Cu prietena ta? Cu prietenul tău? Vreau să vă mai spun că puterea lui Dumnezeu poate să fie pierdută în momentul în care oamenii nu se mai roagă. Și sunt atâția predicatori care și-au pierdut ungerea și puterea lui Dumnezeu din viața lor. Pentru că nu mai sunt niște oameni în rugăciune, pentru că nu se mai roagă. Apoi, dacă vrei să-ți păstrezi discernământul spiritual, trebuie să trăiești o viață disciplinată de rugăciune. Apoi, cea mai destructivă pentru diavol și pentru împărăția lui este rugăciunea. Apoi, firii tale pământești nu-i place să se roage. Firii mele pământești, cărnii acestea nu-i place să se roage. Ne place să facem orice altceva, dar să nu ne rugăm. Rugăciunea face ca împărăția lui Dumnezeu să se miște, să progreseze, împărăția lui Dumnezeu să crească, și tot rugăciunea face ca împărăția întunericului să fie zdrobită, împărăția întunericului să fie desființată din sate, din orașe și din viața oamenilor. Rugați-vă! Iisus a spus, rugați-vă! Cât de mult vă rugați! Aveți o viață disciplinată de rugăciune? Rămân trist și plâng deseori când ajung în adunări și au o oră de rugăciune și de acea oră se roagă 7 minute sau se roagă 10 minute. Când Dumnezeu a lăsat scris în cuvântul Său, casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu o casă de predicare, nu o casă de muzică. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Vrei supranaturalul? Roagă-te în numele lui Iisus. Vrei să experimentezi supranaturalul? Începe să te rogi în numele lui Iisus. Nu te mai face că te rogi. Sunt atâția care se fac că se roagă. Zice Pavel, fraților, vă îndemn să vă luptați rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Rugăciunea este o luptă. Rugăciunea este o zdrobire. Rugăciunea este o deconectare de la tot ce e firesc, lumesc și drăcesc, și o conectare cu tot ce este sfânt, cu lumea lui Dumnezeu. De ce nu poți să-ți învingi poftele? De ce nu poți să învingi ispitele? Pentru că nu ai o viață disciplinată de rugăciune. De ce e slabă și slab și caz așa de ușor? Pentru că nu ai o viață de rugăciune. Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem înapoi în camera de rugăciune. Acolo în camera de rugăciune vei vedea gloria lui Dumnezeu. Acolo în camera de rugăciune vei experimenta miracolele lui Dumnezeu. Acolo în camera de rugăciune vei avea vedenii din partea lui Dumnezeu. Acolo în camera de rugăciune Duhul Sfânt te va umple. Acolo în camera de rugăciune Duhul Sfânt te va face puternic. Acolo în camera de rugăciune Dumnezeu se va ocupa de tine într-un mod extraordinar. Aleluia! Uitați-vă la biserica din primul secol. Predicarea lor a fost supranaturală. A fost transportat supranatural. S-au rugat supranatural. Rugăciunea lor a fost supranaturală. Trebuie să ne întoarcem înapoi la camera de rugăciune. De când nu ți-am mai vizitat camera de rugăciune? Vreau să închei și vreau să începem să ne rugăm. Vă invit să vă ridicați pe picioare.